Am să încerc să explic cuvântul meditație. Noi medităm. Care vine din India. A trecut în China și acum s-a răspândit prin toată lumea. Ce vrea să zică cuvântul ăsta meditație? De fapt, nu e nimic nou. Noi toți suntem făcuți să fim în meditație. Să încerc să-l descriu în câteva minute ce ar însemna pentru mine. Meditație e un fel de conștiință. Să fii conștient la tot ce se întâmplă în jurul tău. Și nu numai în jurul tău, și înăuntru tău. De exemplu, și frunzele astea pe care calc. Ce e sub ele, ce simt. Soarele care îmi bate în față, din ce direcție vine. Dacă există adier de vânt, mirosuri. Până cel la cel mai mic simț. Trebuie să fiu prezent. Și învăț mult și de la câini, pentru că ei sunt foarte în acest moment, foarte, vreau să zic, atenți. Pentru că ne gândim la cuvântul atenție, atenție vine dintr-un atențion, un fel de stres. Când zice, se zice atenție în armată, atenție, drept, da? Ce înseamnă? Înseamnă o stare de tensiune. Meditația e opusul acestei stări, un fel de relaxare totală, unde nu suntem în minte, nu ne gândim la nimic. Aia e singura piedică către meditație, mintea, mintea vine și intrăm în gândire și atunci nu mai putem să fim prezenți la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru mine, natura este cel mai ușor, unul dintre cele mai ușoare locuri unde poți să intri în meditație, pentru că aici trebuie să fii mai conștient la ce se întâmplă în jurul tău, în special în zone mai periculoase. Și totdeauna încerci să găsești ceva nou. De exemplu, n-am mai călcat pe aici niciodată, pe terenurile astea. Dar știu unde mă aflu, cam mare, dar nu am mai fost aici exact, nu știu ce e stânga, ce e dreapta. Chestiile astea să ne ducem în locuri diferite, că dacă suntem în același loc, mintea deja crede că știe tot în jur și nu mai e interesată, pleacă în alte idei. Un fel de vise cu ochii deschiși, că visăm cu ochii deschiși. Nu trebuie să ne culcăm. Nu e destul că visăm noaptea. Mintea e foarte jegmănoasă. Nu știu dacă am pronunțat bine. Ne pune la culcare și după aia ea pleacă și își face vise și tot felul de nebunii. Nu trebuie să mă gândesc că meditez. Înțelegi? Nu e că iară intru în minte. Trebuie să meditez, să fiu în acest moment, să nu fiu în alt moment. Da? Tu ești umbra mea, te ții după mine? Așa, dă drumul la relaxare. Dacă stai și te gândești la ziua de mâine, nu meditezi. Dacă stai și te gândești la orice, în trecut sau în viitor, nu ai cum să meditezi. Singura piedică către meditație este mintea, care a luat control pe pământ, în general la oameni. Ei se gândesc, totdeauna au ceva gânduri. Și eu mi-am dat seama că fiecare e ca o boală. Mintea ce, lasă-mă pe mine să fiu eu șefa. Și zici, ok, când am nevoie de tine, o să te chem. Dar până atunci relaxează-te, că sunt alte simțuri
De exemplu, nucile astea care le am în mână, da? Când le strâng, simt ceva. N-am nevoie de minte să-mi zică că sunt două nuci aici, deja știu. Le simt. Le simt în ce sunt îmbrăcate. N-ai rost să aduc mintea în orice, pentru că de fapt e mult mai simplu. Și atunci pot să fiu aici prezent, cât mai mult prezent, cât mai mult prezent, să-mi aduc aminte de copacul ăsta, ca să repede de copacul ăsta. Chestii minuscule care mintea nu mai vrea să înregistreze, ea vrea să plece în visurile ei, cu ochii deschiși. Atât pentru video ăsta, să mai fac niște videouri în meditație. Sper că am atins niște puncte care... Și... E un proverb că nu e nimic ca nou sub soare. Și este adevărat, într-un fel. Ne jucăm noi cu una, cu alta, dar de fapt nu e nimic ca nou. Așa că dacă cineva zice, da, dar ce m-ai învățat în video ăsta? Că știam deja, ce o să mai mă înveț? Că mai am și deștepți din ăștia care intră pe paginile astea și încearcă să se dea marcă, ei deja știu. Bine, video ăsta nu e pentru voi. Că mai e un proverb, că nu calci în același râu de două ori. Și ăsta e adevărat. Pentru că nu mai e aceeași apă. Poate că râul ăla se numește la fel, sau știi, dar e totul diferit. La fiecare secundă, alta apă vine, alta apă nouă, cu alte minerale, cu alte chestii. Depinde, când se topește zăpada, când plouă. Așa că nu ai cum să calci în același râu de două ori. Se contrazic într-un fel proverbele astea două, dar asta e viața, zigzag. Vechiul și cu nou trăiesc împreună, acum, în acest moment.